Elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Asache din Piatra Neamț au fost de asemenea participanți la acțiunea inițiată de Primăria Municipiului Piatra Neamț. Au fost mobilizate 5 clase însoțite de către 5 profesori. Cum s-au mobilizat copiii astăzi? Ce grupe sunt? Unde veți merge? Bună ziua! Astăzi participăm la campania Piatra Curată cu un efectiv de 5 clase însoțiți de 5 profesori. Zona care ne revine este zona Dărmănești. Nu este primul eveniment la care participăm. Noi ne-am mai implicat și acum vreo 2 săptămâni, nu mai știu exact data, în campania, sau mai bine zis, proiectul național Let's Do It Romania. Atunci ne-am deplasat într-o altă zonă, pe malul râului Bistrița, și au participat în număr mare. O parte dintre cei pe care îi vedeți astăzi alături de noi au fost și atunci. Cât de importantă este această acțiune pentru tine? Este destul de important, atât timp cât ecologizăm zona Dărmănești și... De ce ai ales să te implici în această acțiune? Mi se pare ceva foarte interesant și pentru noi, atât timp cât suntem copii și avem timp liber să facem chestia asta, mi se pare foarte interesant. Ar trebui să se implice mai mulți? Normal, bineînțeles. Tu arunci pe jos? Încerc să nu. Deși mai sunt și mici scăpări. De ce este această acțiune importantă pentru tine și de ce ai ales să te implici în această acțiune? Am ales să mă implic în această acțiune deoarece este importantă pentru mine ca elev și particip la evoluția mea. Gunoaiele trebuie strânse și adunate de cineva, chiar dacă oamenii din țara noastră nu fac acest lucru. Majoritatea le aruncă pe jos și sunt neglijenți în privința acestui fapt. Ce crezi că ar trebui făcut ca să nu mai fie atât de neglijenți? Ar trebui sancționați într-un fel sau altul acești oameni care ar trebui amplasate în camere de luat vederi care să dovedească cine a aruncat acele gunoaie. Astăzi mai avem inclusiv liceul Asachi, unde avem copii mai mari, pe zona respectivă se vor implica în ce înseamnă ecologizare. Cum au decurs acțiunile Piatra Curată până acum? Cu elan și foarte bine. Neașteptat de bine, rezonanța a fost mult mai mare decât în primăvară. Sper să rămână așa, ne bucurăm de o toamnă frumoasă și superbă, care permite mișcarea în aer liber. Este o mișcare benefică și pentru cei care o practică și pentru oraș. Campania de ecologizare a spațiilor verzi și a arterelor pietonale din municipiul Reședință de Județ a demarat în această primăvară când viceprimarul municipiului Aurelia Simionică a propus o nouă modalitate de a face curățenie.